Medic primar diabetic și boli metabolice este doamna doctor Laura Ene. Practic este prietena emisiunii. Odată pe săptămână discutăm în alți termeni despre nutriție, despre educație nutrițională, despre cât de ușor este să mănânci sănătos. Întrebarea acum la final de an, când suntem un pic obosiți, bună dimineața, este ce mâncăm să fim mai energici, să avem mai multă energie, să ne țină energia până către seară. Unu, știu ce trebuie să fac, să nu mai ascult pe Bianca, pentru că îmi dărâmă toate visurile. Și doi, ar fi să mănânc ceva mai consistent sau nu știu cum să spun, mai... O vorbă spune că ziua bună se cunoaște de dimineață, iar eu aș adăuga că se pregătește de cu seară. Așadar, ca să avem energie, nu e doar despre ce mâncăm în timpul zilei, ci este și despre modul în care ne odihnim, orele pe care le petrecem sau nu la televizor sau odihnindu-ne, dar și la masa de seară. Pentru că acolo, de cele mai multe ori, se destabilizează energia noastră, mâncăm târziu, mâncăm mult, iar digestia, cu siguranță, este îngreunată. Până a doua zi de dimineață riscăm chiar să rămânem cu acele alimente cumva nedigerate în stomac. Am făcut un obicei, să spuneți dacă e bine sau e un obicei nesănătos. Mâncam pe la 9:30 un bol de fructe diverse. Doar că nu mă simțeam foarte bine pe timpul nopții. Din punct de vedere medical, fructele se recomandă a fi consumate până în ora 18. Da, cu siguranță ele ne pot da energia de care avem nevoie peste zi, mai degrabă decât, o bucată de ciocolată sau nenumărate cafele, care și acelea, dacă se limitează la 2-3 pe zi, sunt ok, dar mai mult, dimpotrivă, ne pot fura energie, ne și deshidratează. Este despre cum ne odihnim, despre cum mâncăm și despre cum ne hidratăm. Pentru că deshidratarea de foarte multe ori produce această senzație de oboseală și în general ea se instalează undeva pe la ora 4-5 după amiază, acolo apare picul acela de energie negativ. Și atunci, în loc să punem mâna pe o ciocolată sau pe ceva dulce, mai degrabă să ne întrebăm câtă apă am băut și să ne asigurăm că bem un pahar mare cu apă. Fructele ne ajută... Câți litri de apă ar trebui să consumăm pe zi? În funcție, asta se socotește în funcție de kilogramele fiecăruia. Un minim de 25 de mililitri de apă pentru fiecare kilogram corp. Adică câte kilograme am înmulțit cu 25, asta este minimul de apă pe care trebuie să-l bea fiecare dintre noi. Am înțeles. Asta ca să nu spunem clasicul 2 litri de apă pe zi, pentru că nu se potrivește neapărat tuturor, dar media rămâne în jur de 2 litri de apă pe zi. Să spunem că am avut un somn liniștit, că nu am adormit la televizor, că avem o saltea care să fie confortabilă. Ne trezim de dimineață deshidratați, pentru că se deshidratează corpul pe timpul nopții. Ar trebui să bem un pahar cu apă călduță sau să bem o cafea? Ar fi o idee bună să le facem pe ambele. Paharul de apă călduță împreună cu cafeaua sunt foarte bune pentru o dimineață începută în forță. Mâncăm ceva înainte? N-ar fi rău să ne alegem un sandwich din pâine integrală cu legume, cu un lactat ușor sau clasicul bol de cereale cu iaurt și cu fructe. Din punctul meu de vedere, acesta este micul dejun preferat când am nevoie de energie și de ceva dulce de dimineață. Mic dejunul românesc e cafeaua cu o țigară. Știți? Da. Se întâmplă, încă se fumează mult în România. E bine pe stomacul gol? Gastrita pântește la ușă, cumva ar fi bine ca în cel puțin o oră, maxim două, de când am făcut gestul acesta cu cafeaua și restul cel însoțesc, să apară ceva totuși în stomac. Să nu mergem foarte târziu în zi, direct în prânz. Perioada rece ne face poftă de alimente calde, ciorbele un pic grase, ca în zonele nordice. Pe la ce oră ar fi bine să luăm un prânz și dacă el să fie copios sau nu?
Prânzul ar trebui, din punctul meu de vedere, să fie masa principală a zilei și să fie cât mai complex. O ciorbă poate să fie un aliment foarte complex, atâta timp cât are și o carne slabă de calitate, multe legume, poate să fie însoțit și de o chiflă integrală, de ce nu, și pentru a aranja într-un mod sănătos partea aceasta de nevoie de grăsim, putem să folosim o smântână degrăsată 12%. Există și alimente care ne fură energia, ce de-abia ne-am căpătat-o? Cu siguranță, da. Alimentele procesate, alimentele prăjite, sucurile carbogazoase și tot ce înseamnă sucuri dulci și procesate, alimentele în general procesate. Acestea toate nu sunt decât calorii goale. Adică pe care noi consumăm mai multă energie să le digerăm decât aportul pe care îl putem înregistra de la ele? Și mai ales că sunt calorii goale în sensul în care nu ne hrănesc și nu ne aduc vitamine și minerale. Până la urmă, energia nu ne obținem doar din calorii, ne obținem și din ce este în spatele caloriilor. Avem nevoie de vitamine și minerale din alimentație. Suplimente? Și suplimentele sunt potrivite, mai ales dacă suntem într-un proces de slăbit și avem o reducere a numărului de calorii pentru a face deficitul caloric de care avem nevoie să slăbim, dar nu înainte de a consulta totuși un medic și analize de sânge care să arate deficitul acesta de vitamine și minerale. Avem un test fulger ca la fiecare intervenție, mergem pe repede înainte. Sucurile naturale din comerț nu sunt echivalentul sucurilor făcute în casă? Nu sunt, dar nu le-aș recomanda nici pe unele, nici pe altele. Chiar și Societatea de Pediatrie interzice în acest moment diversificarea copiilor cu sucuri de fructe. Poate sucurile de legume, da, însă sucurile de fructe nu mai sunt altceva decât apă cu zahăr din fructe. Se preferă fructele întregi. Cafeaua este un energizant rapid și sănătos. Este, dar să nu depășească 2-3 pe zi. 2-3 cafeluțe pe zi. Cafeluțe, eu beau cu cana asta mare, doamnă doctor. Cât ar trebui să fie o cafeluță? Cafeaua pe toată ziua, undeva la 100 de mililitri cafeaua este suficient. Până la 8 am depășit baremul ăsta. Ciocolata neagră este sursă de energie. Este, da, și este o sursă și de antioxidanți de calitate. Întotdeauna aș asocia-o cu un fruct pentru un boost de energie, dar și de vitamine și minerale. De ce concentrație ar trebui să fie cacaoa? Fiecare după gust, în funcție de cum ne place, dar nu depășim 20 de grame pe porție. Ne costă cel puțin la fel de multe calorii precum ciocolata normală. Nu e nicio diferență la calorii, ba din potrivă, ciocolata neagră îngrașă mai mult decât ciocolata normală. Aoleu, câte lucruri am aflat astăzi, niciunul nu-mi place. Este indicat să mâncăm un fruct pe stomacul gol? Depinde dacă îl tolerăm. Eu personal prefer fructul după masă pentru a-i scădea indicele glicemic. Ultimă întrebare. Ouăle sunt o sursă rapidă de energie și cresc capacitatea de rezistență la efort fizic intens. Da, nu ouăle singure, dar proteina din ou este proteina de cea mai bună calitate și este recomandată pentru copii, pentru bătrâni, pentru sportivi, pentru cei care au nevoie de refacere rapidă și de creșterea țesuturilor. De aia apelăm noi la specialiști. Mulțumim tare mult, doamna doctor Laura Aene. Se întoarce și săptămâna viitoare. Astăzi am vorbit despre alimente care îți cresc gradul de energie. Pauză, ne întoarcem.